Salut tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit la o nouă promovare de server. Bă, astăzi suntem pe server xenon.minecraft, stai să-l activez asta, xenon.minecraft.romania.ro și suntem alături de doi fondatori, suntem cu Alex și cu George, numai că George are un microfon destul de slăbuș și stă pe mut, în schimb suntem cu Alex aici de față, salută-i. Salut, salut, bine v-am găsit. Da, în primul rând aveți IP-ul în descriere pe ecran, nu știu cum, nu știu ce, și eu, bineînțeles, ca de cum am făcut, de când am început să fac promovări la server, eu o să mă plimb prin hub și după la secțiuni și o să lăsăm pe Alex să ne vorbească. Ai cuvântul meu. Bineînțeles. Bun, salut, eu sunt Alex, cum spuneam, Virusoft pe server. Aici avem un hub, evident, un făcut șmecher. de comunitate. Ce? E șmecheruț, să știi că tot ca de fiecare dată. Ați avut ăștia builderii voștri care l-au făcut sau i-i lua de Da, pe net păi, că tocmai asta vreau să spun, a fost făcut de către comunitatea noastră, e original. Evident, peste tot există inspirație, așa că da, inspirația bineînțeles. poate veni de oriunde, dar el este făcut de către toată comunitatea noastră, de noi Dan și de builderi. Da, știu, dar nu, că la mine în comentarii este mereu că, bă, vezi că i-au mințit că hub-ul luat de pe net, că nu, că l-au copiat, nu știu ce, deci în fiecare, la fiecare chestie de asta există o, de asta. Da, Bun. sunt convins și e normal să facă chestia asta, pentru că, na, și cred că și aici o să spună, cel puțin ceasul ăla e Bă. original, e făcut de noi, dar înainte arăta destul de ciudat. Deci mi-și șmecheruți plugin-ul și cum l-ai construit aici, e făcut, șmecheră. Bun, spune și nou, e la început serverul, bineînțeles, treburi, chestii. Măi, serverul a început undeva pe la sfârșitul anului trecut și a avansat destul de repede, spre uimirea mea. Adică, da, față de cum era, aveam undeva în jur de 2-3 playeri. Acum am ajuns destul de departe. Putem să avem și în jur de 30-40 de playeri. Acum A, o, depinde de păi, zi. da. Depinde de zi. E Știi? De exemplu, uite, acum făinuț. sunt 16. Dar depinde de zi. Au fost zile când am avut și 30 și 40. Da, bine, na, acum Și fiecare cine 50 știe. într-o zi. Dar aia a fost excepția. Așa că se presupune că avem undeva în jur de 20-25 de playeri. Băi, interesant. Păi hai să începem leacă cu secțiunile. Deci avem Survival Game, Survival, Creativ, Sky PvP, Kit PvP, Minigamer, Skyblock, mâncați, Da, Build Offline. Astea sunt curs de creație, nu? Sau cum e? asasinul, tocmai lucram la el, este gata mâine, cel târziu poi mâine, deși nu cred. Mâine este gata, iar celălalt, și anume build-ul, o să fie gata în 2-3 zile maxim. Deci vorbim de data de imediat 2 secunde, este 15 iunie, undeva în jur de 13-14 iunie sunt gata amândouă secțiunile. Fă Sunt foarte tare, bine că vă ocupați. Eu o să intru prima oară să prezint Survival Games, să vedem cum e pe aici. Avem și aici un lobby aferent, nu? Da? corespunzător. Hai să mă duc și eu la o arenă să... Bă, dar sper să fii player ca să poată să înceapă. București, Alaska în Village, ce mă? Nicio problemă că facem rost de player. Bun, hai că intru pe asta pe București. București, Bun. unde? Că vreau și eu să văd un pic cum e făcut asta. Shop, ok, lol, poți să-ți cumperi. Faci bani, aici faci bani dacă câștigi Survival Games-uri, nu? Sau cum e? Da, exact. Așa știam și eu. Și dacă îți cumperi de asta, poți să folosești în meci. Bă, foarte tare. Ia uite, jocul începe în 15 secunde. Hai să jucăm și noi la cât vedem cum e pe aici, vă asigur că nu, n-am nicio treabă, e clar. Lol, dar măcar așa de cu... Bă, da, de curiozitate să... Alo, aveți și sunete pe Da, fundal, ok. există. Eu personal le-am oprite pentru că am de Bă, nu știu, la unii le plac, nu știu, în special și mie, nu știu, îmi plac genul de sunete. Și... Dar nu, că și eu mă rac așa, stai calm. Ok, Așa, am un... da, scuze. Băi, interesant... Nu, ok, lol. Mapele sunt... ok, deci... asta de ce se numește București? Am și o întrebare. Păi, știi cum e? Am încercat să fim cât mai originali în momentul în care am făcut mapele. Bine, asta e făcută de noi în mare parte. Asta e făcută de voi? Da, asta da. Asta este. Bine, de fapt nu e chiar făcută, este updatată pentru că e un deșert, dacă observi.
E un deșert și a fost lucrată puțin, a fost stilizată puțin și am obținut o mapă de SG. Bă, Ea în sine a fost interesant. un templu din deșert. Și am stilizat-o puțin. Bă, nu știam, frate, asta credeam că am mai văzut-o pe SG, dar e interesant. Da, bă, deci dacă câștigați SG-uri, puteți să vă cumpăra, nu știu, ceva. Era aici un shop la un moment dat. Încă, poți să Este dai pe și plin. sponsor, lol. Weapons food, bă, interesant, asta chiar e interesant, plugin-ul ăsta. Trebuie să recunosc, nu l-am mai văzut. Ok, cum dau hub aici? Trebuie să-i dau, să ies așa Dai sau cum? SG Live, Da, dacă am vrei să apăsat pe faci magma aia. Oricum, asta. bă, făinuți că aveți și SG, am văzut că aveți destul de multe secțiuni. Ia să vedem, aveți și Skywars, am văzut, da, bine, hai să-l luăm pe rând ca să nu fie... Aveți și Survival, bun. Hai să văd aici. Bă, lobby-ul ăsta e făcut de voi? Imediat te spun. Da, este făcut de noi asta. Ok, trebuie să spun, na, scuze, dar... ok, aici e shop-ul și aici e crate-urile alea sau cum dracu, am mai văzut pe mai multe servere. Da, la fiecare vot, dacă ești amabil să dai slash vot, uite, acum a intrat un mesaj. Dacă dați slash vot, sunt două chei, nu le mai scrie aici, nu știu de ce, că erau niște holograme, armuri și obiecte. Foarte utile în survival, pentru că e Da. survival până una alta. Am mai văzut eu că la una primești armuri, la una primești blocuri, nu știu, interesantă ideea asta, deci da, bă, deci zilnic, nu o dată pe zi, puteți să intrați aici, votați, dați aici yes, vă duceți, votați acolo și puteți să primiți, nu știu, e ca și cum ai trage la păcănele din iteme bune, ceva de genul. Și interesant. Ia uite aici E este singurul warp loc shop. unde nu pierzi. Da, unde ești numai pe plus. Bă, aici este shop-ul, adică nu se vinde. Nu se vinde asta. Dar În schimb... sunt și cu vânzare, dacă observi, sunt și cu Care... sale. Da, văd, dar ăla nu se vinde atâta. În schimb, e făinuț Dar e lobby-ul spawn, nu poți să-l vinzi. și dacă vreau gen să mă duc să joc survival, pe unde mă duc? Survival-ul ești pur și simplu. Păi o iau gen prin față și gata? Da, ești din mapă. Ok, și există gen kit-uri de început sau chestii de genul cum sau nu? Ba da, există slash kit. Dacă dai slash kit, există slash kit și Ok, avem kit-urile da mă, survival, cum... crates, xenon, legends VIP. Ok, pe alea nu mi le arată, mi arată doar survival și crates-ul. Oricum, alea... Sunt și pentru grade, pentru că ele le primești în funcție de grad. De exemplu, VIP și legend sunt grade. Și Ok, păi evident că nu te spune arată, da? și prețul acum pentru un VIP gen, cât costă? Asta le știe George, imediat le și prezintă, dacă rog frumos. Pentru că el se ocupă, dacă observați, el se ocupă cu donațiile. Ok, el oricum o să vă las acolo în descriere cum las Skype-urile, chestii, treburi. VIP-ul se pare că este 2 euro. Așa. Imediat. Două secunde și aflăm datul, până atunci am băgat un pic de text. Ok, eu sunt mai prin pe aici. Asta e doar la secțiunea asta sau un total pe server ca să pot să prezint și altă. Ce, VIP-ul? Da. Sau gradele? Nu, Gradele. gradele se primesc global. Deci la toate secțiunile. Bun. Băi, de ce Da. să ai survival-ul? Ați văzut chestiile pe aici. În schimb, o să lăsăm pe Alex să ne spună prețurile, cât eu o să mă duc la... Uite, mă duc la kit PVP. Deci avem așa, avem legendul este 5 euro, Xenon este 10, iar Fly-ul este free. Deci dacă dai slash fly e free, nu? Sau... Da, în hub evident că nu primești, pentru că n-ai Oh. ce să faci cu Fly-ul aici, dar în secțiuni este free. Băi, și voiam să vă mai... M-am intrat la kit PVP și trebuie să recunosc că chestia asta cu vulcanul e cea mai awesome chestie pe care am văzut-o în viața mea pe un server. Să mor eu, nu știu. Deci nimeni nu cred că și-a dat interesul să pună blocuri de astea gen așa. Nu știu, chiar mi se pare awesome rău. Să n-am parte. Uite-le cât ce fain arată. Toată lumea zice îmi punea blocuri de căul care săreau, dar voi a spus slavă. Deci chestia asta chiar mă imește, trebuie să recunosc. A durat puțin, sincer să fiu, Îmi dau seama dar câte e blocuri. verde. Bun, și ce... Ok, aici ai Kit PvP, pardon. Și aici, bineînțeles, dacă mori persoane, primești puncte și cu puncte poți să-ți iei alte kit-uri, gen. Așa e Sky Da. PvP, mă rog, acum nu... Dar ăsta e kit-ul de început, o sabie și un Golden Apple. Bun, spuneți-mi, vă rog, legendul ce conține, Xenon-ul ce conține. Sunt comenzi, efectiv, simplu.
imediat că George se ocupă de chestiile astea. Eu nu prefer să mă ocup pentru că nu am foarte mult timp. Bine, să lăsăm pe el să ne spună atunci. Și dacă vreau gen să ies de aici să nu mă mai bat, cum ies? Că zice că n-am voie să dau comanda asta. Trebuie să mă duc undeva anume sau cum? Da, din păcate trebuie să trăiesc eu în hub. În hub? E, hub. Da, în slash hub. Este spam, nu unde intrați. Ah, ok. Este ceasul acela. Da, dar gen nu mă lasă să ies de la secțiunea asta, gen... uite să mă omor. Să recurgem la alte metode, nu? You died, the player Nick died. Ok, bă, aici văd că e interesant. Mă rog. Ah, se pare că tu ai intrat în gun game, dacă nu mă înșel, și puteai să dai GG leave. GG leave? Ce... Da, slash GGLEAVE. LOL, ce chestia asta cu GG leave? Este gun game-ul. Ah, deci... Ah, gun game, mă, nu știam ce dracu am făcut. Ah, ăsta e kit PvP. Ah, ok. Bun, deci dau pe arenă. Ah, shit, bă, dați prost rău, să nu am parte. Ah, ok, bă, nu știam ce dracu nu muream, frate, dădeam acolo și nu muream. Deci acolo e pentru ea mai hardcore. Aici e pentru ea normal. Și avem, bineînțeles, și aici kit unlocker. Ah, ok, hai să vedem cine pică. Bă, interesant că ați făcut Twitcher, bă, fain. Trebuie să nu vă lăsăm în... Super location. Bă, e fain, schimb în timp ce nu și mai avem două. Primești două PZ sau cum e aici? La ce? La aici, la unlock-ul ăsta, la ce-o fi. Nu, primești în funcție de deblocarea de la grade. Ok. Bun, bă, deci nu mi-ai mai spus ce-i cu ăla cu... cu alea două. Ai aflat până la urmă? Asta încerc. Ah, ok, bun, deci avem PvP, avem switcher și avem archer. Bă, hai să-mi iau switcher-ul ăsta și să mă duc o leacă la luptă. Ăsta-i kit PvP-ul normal, eu intrasem la o altă secțiune acolo. Intrasem la gun game sau nu știu ce dracu. Bun, ia, dacă dau acolo, ăsta-i, nu. No. Lol, ce tare e kit-ul ăsta, deci dacă îi dau, ne schimbă locația. Deci e super fain kit-ul ăsta, pur și simplu aruncați cu un snowball în cineva. Și vă schimbă locația, ia stai să încerc. Așa, și pe el o dată aici și pe el o dată cealaltă. Băi, fain. Să n-am parte. Îți inspirate de voi sau ceva de genul, kiturile? Da, când le-am făcut ne-am gândit pur și simplu la comunitatea, bine, comunitate, la player, știi? Și le-am cerut părerea. Până una alta suntem cum o comunitate, cum ar veni, știi? Bă, sunteți una. Bă, da... O grupare de player înseamnă o comunitate și am încercat să... Bă, da, e interesant așa, frate, că ați făcut atâtea plugin-uri și chestii, nu știu, mi se pare ok, știi? A, și aveți și shop, bineînțeles, shop-ul, doamne. Dacă omoriți player, primeți bani și cu bani vă luați kituri. Și cu kituri omoriți alți player, să faceți mai mulți bani să vă luați kituri. Vă dați seama. Oricum, spawn-ul este tot făcut de voi, presupun. Da, da. Este bineînțeles. Făcut de comunitatea noastră. Ok, interesant. Deci ca să nu mai fi discuții în comentarii, crede-mă, mă plictisesc discuțiile alea din comentarii. Sunt normale, știi, până una alta, evident există persoane care asta doresc să facă. Ok, că veni vorba de kituri. Deci avem așa, că m-ai întrebat de Legend, avem Mood, Fly, kiturile pentru Legend și Jail. Iar la Xenon avem Temban și toate kiturile. Bine, pe lângă mut, flamă. A, astea sunt comenzile gen pentru... pe care da, le... permisiuni, comenzi. A, deci poți să dai mut, poți să dai kick, presupun, nu? Sau nu poți? Da, la Xenon. A, la Xenon. Fly, jail... A, atâtea, bă, interesant. Jail, și cât primești jail dacă... îi de dai? Ce? Nu, cât, deci dacă vrei să-i dai cuiva jail, cât poți să-i dai? Cât vrei tu sau... Depinde de regulament. Depinde ce face. Păi atunci interesant chestia asta cu jail-ul, că na, mai bine jail decât kick. Mi se pare mai frustrant. Mă rog. Devine destul de stresant. Bine, jail și uneori se dă și mut în momentul în care intră în jail, pentru că are... au prost obicei de a vorbi mai mult decât le trebuie, știi? Ok, da. Bun, stai să intru la altă secțiune, dar cum dracu ai deschis, nu hub, cum lobby presupun? You may only use kit battle commands.
Capabeliv. Îi dai. Capabeliv. Să Da, mor eu capa. dacă n-am mai văzut în viața mea de comenzile astea. A, Kid Battleleaf, da, logic. Da, A, este. și de aici dau hub, da, e logic. Bun, ce mai e pe aici? Minigamer aveți și minigamer, vedem. Da, este un server pentru că na, noi ne bazăm pe Bungie Chord și era puțin cam greu, sincer să fiu, să facem toate minigame-urile alea pe fiecare server. Și am făcut doar cele mai jucate, le-am făcut pe servere separate, după care am intrat și am făcut minigame-uri într-un Ok, server. deci aveți Splag, aveți ăsta de care zici tu, Paintball-ul, PvP-ul și... Ați făcut voi spawn-urile de acolo sau ați luat arena? Care? Aici, la... La Splag, Nu, să ăsta este zicem. făcut de noi. A, păi e șmecheros, bă, deci aveți... Cred că serverul ăsta e cel mai, zicem, complet pe care le-am făcut, pentru că altele aveau doar ori Sunt unele arene pe care le avem luate, recunosc, pentru că nu le putem face chiar pe toate. Bă, bine, îmi dau seama, dar nu, ca să nu fie Da, așa, știi, adică sunt. e logic, nu o să stai tu să faci atâta, că nu ești Hypixel, n-ai builder de aia care numai pentru asta Ne-am dorit trăiesc. să avem. Da, bine, dar ea primește o sumă măricică de bani ca să fac alea, adică ea din asta trăiesc. Mă rog, e făinut, știi că voi aveți gen de toate, alte servere erau bazate doar pe PvP sau doar pe Survival, nu știu, e chiar drăguț. Știi cum e? Am încercat să prindem toate tipurile de player, pentru că știi cum sunt. Sunt player care caută ceva anume. Și am încercat să-i prindem pe toți, știi? În așa fel încât să prindem o categorie cât mai mare de player, în așa fel încât să ne fie nouă comod, știi? Bine, e și mai greu de administrat, ce drept, dar... Da, mă rog, dar e ok. Vedeți că aici la Skyblock aveți asta stricată, dar vă corepară cineva. Ok. Imediat, Aveați aici. Ok, bun. Help pentru ajutor, este pentru a începe distracția. Bă, hai să văd ISO, să văd dacă aveți Start în Island, Join în Island. Bun, hai să văd cum aveți insula, dacă e... A, bine, bă. Perfect, asta așteptam, mă, insulul care să nu fie tipică așa. ca toate. Cum să fie? Tipică, gen cum e Da, aia am înțeles, simplă. da, trei blocuri și Da, două, da, trei da. jos, da, am înțeles. Mă rog, Am astea... încercat să le facem mai așa. Alea de acolo sunt insulele altora sau sunt insule... Nu, sunt insulele altor player, pentru că e o singură mapă pe care se generează insule. A, bă, făinuț, ok, asta aici, așa, mai primiți, a, dar primiți două chesturi cu același chestii, crafting, de mortu că aveți și mină, lol, ce tare. Bă, da, e bine că ați făcut voi, că era gen plictisitor să primești aceeași insulă, asta așteptam, știi, așteptam să intru să văd o insulă șmecheră făcută, chiar e ok, da, și alea Da, de acolo... modelul e făcut de comunitatea. A, bine, da, nici nu se punea problema. Logic. Da, bă, și aici începeți voi distracția pe Skyblock, aveți oricum două chesturi din fiecare, deci dacă greșești un generator, poți să faci două. Bun, hai să vedem ce mai aveți voi pe aici, build a zis nu știu cum, creativul, am intrat la Sky PvP sau n-am intrat? N-am intrat, hai să intru la Sky PvP. Hai Ai să putea vă... să încerci să dai war, dar cred că ai ieșit din lume, se pare. Da, oricum. Ce să dau? Warp. Sunt destule warp-uri pe aici, unde ai putea să te distrezi. La ce La secțiune? IS. Bă, scuză-mă, am ieșit de acolo, dar stai așa. Păi intru Scuze, acum. dar na, se întâmplă. Unde e? Survival? Stai drept, unde eram la? Eram la... La Skyblock. Este în partea de jos. Stai așa drept, că nu o găsesc. Așa, Skyblock, bun. Cum ai zis, Warp? Da, they were. Deci, End Demos, mamă, labirint, labirint 2, mâncare, free, nether, outmode, parcur, lobby, pușcărie, PvP, shop, skyblock, spawn, 3, stars, bă, câte aveți, mă, nebunilor? Să n-am parte, și cum dau warp, labirint. Ia să văd. Labirint. Ce gen câștigi ceva dacă termini un warp de ăsta sau e doar Da, de... da. Are un pressure pe la sfârșit și câștigi. Deci, uitați, vă, aici aveți tot felul de minigame-uri de astea și dacă le terminați, cum o zis și Alex, nu știu, puteți să primiți diamante sau cine știe ce. Na, pana mea, care să vă ajute la survival-ul vostru, mamă, dai... Mamă, da, ați stricat-o... Mamă... Sunt mortă, dai cam complicat. Shit. Apoi, na, după muncă și răsplată. În schimb, am văzut că sunt foarte multe.
nu știu, Warp, hai să mă duc și la altul, să am intrat Warp, mâncare fria, chiar sunt curios, Da, din păcate trebuie puse spawnere. Am avut o problemă cu secțiunea asta și a trebuit să o refacem. Și Păi... trebuie puse spawnere. A, deci acum nu-i nimica, nu? Nu, momentan nu este nimic, a trebuit puse spawnere. Am avut o problemă cu secțiunea. A, ok, bun. Mă rog, o reparați voi, vă dați seama, da. Da, am Asta avut așa. o problemă cu ea și Da, știu. Înțeleg, îți dai seama. A, uite, avem este. shop-ul aici. Da, chiar te invit. Este și pușcăria chiar pe aici, pe aproape. Așa, văd aici, poți să-ți faci clanuri sau cum e? Da. Poți să dai clan, slash clan, dacă... A, Clan. nu. Se pare că nu este. Este în Sky PvP. A, în Sky PvP îți faci clanul și te poți duela cu alții, nu? Exact. A, ok, bă, interesant, aia n-am prezentat-o, în schimb, da, bă, dacă gen veniți cu mai mulți, vă bateți cu alții și le luați itemele, pana mea. Ok, păi hai să dăm o tură până la Skype PvP. Sau am post deja. Hai, până la Sky PvP. Pe n-am prezentat oricum lol. Bun, deci clan. Dau slash clan. Dau slash clan create. Trebuie să-i pun și numele direct sau cum. Da. Create clan. Clan. Invite kick, accept player. Ai mai multe comenzi, bine, n-am pe cine să-i invit acum. Mă rog, și voi aveți un clan sau ceva în genul sau cum? Da, este clanul serverului SLY. Ok. Dacă te uiți la numele nostru, majoritatea sunt în SLY. Bine, și normal. Ok, hai vedem. Kit, Da. status de armură, 5 golden apple-uri, mâncare, arc și săgeți. Bun, hai să văd o leacă mapa. Asta mă interesează, dar mă interesează să am și fly pe aici ca să prezint mapa. Dă-mi și mie, te rog, fly. Imediat, doar 2 secunde, Nicio chiar acum. problemă. Dei, Ce sincer. vor? Ah, băi, ce mi-a dat asta să n-am parte. Fly. Bun. Nicio problemă. Ne ridicăm. Mamă, mi-a dat jumătate de inimă. Bun. Deci, bă, văd că aveți mape interesante. De astea, insule interesante. Sunt făcute de voi sau... Cam Nu chiar tot, de 50-50. Ok, cam bun. 50%. De Da, exemplu, văd. spawnul, da, este făcut de noi. Ok, deci spawnul ăsta de sus e făcut de voi și insulele îs jumii-jumătate. Mi se pare și normal că e greu să faci. Da. Și vă dați seama că pe fiecare insulă de Skype PvP pur și simplu te duci și aici găsești Sunt sign-uri cu... sign-uri, da, și găsești un sign și poți să-ți iei gen din fiecare sortiment cât poți și cât încape la tine. Uite, spre exemplu, am găsit rodul, aici am găsit golden apple-urile, deci dacă vreți să găsiți golden apple-urile, ăsta aici la insula de Nether. Băi, făinuț, uite dragonul ăsta îmi place să n-am parte. E făcut de voi? Care imediat. Dragonul ăsta mic aici care suflă. Ăsta chiar e fain. Da, dacă nu mă înșel, da. Deci ăsta chiar e fain, frate, așa cum e făcut. Ăsta chiar îmi place să mă râ. E genial. E chiar genial și o chestie acum să văd așa o leacă. Ăsta chiar îmi place, trebuie să recunosc. Și... Ok, și acolo e mapa de... Este Da. super flat-ul, că până la urmă nu prea e destul de complicat să o construiești de la zero, că știi că nu ai de unde să te legi. Da. Păi ați putea să mai tăiați o leacă dacă tot... Da, chiar ne gândeam să mai tem pentru că se duc cu perle pe Da, server. și se vede. Mă rog, asta nu contează, vă dați seama. Până ajunge să fie un server ca lumea, mai sunt câteva mini-buguri. Da, e făinuț. Dacă ai zis că e jumătate, chiar e ordonat pe aici, chiar e drăguț. Trebuie să recunosc. Ia, dacă mă așez pe asta, suntem ceva, nu. Ne Bun, și strângem. aici am văzut că am creituri, de alea cum fac rost de ele. Tot din vot o să le facem. E vorba doar de un site pe care trebuie lucrat. Dar, cum Ok, spuneam, din bun. lipsa de timp, Da, bine, da. se simplu, dar poți să-ți iei chestiile alea din kit crates. Kit Până lucrăm la site, gratis. există kit crates Ai pe primit care. kit-ul creator. Ah, ok, armuri și asta o dată pe zi, nu? Da, parcă da. Păi stai așa și unde le pun să le activez gen... Atent, du-te în spawn și vezi că e un copac. Un copac, am găsit. Sau la warcraft, te duci în war. A, bun, gata, l-am găsit, nu că voiam să mă duc așa pe jos. Bun, urc în copac. Și aici Da, și aici sunt accesurile, bun. Hai să dau.
Bun, hai să vedem ce-mi pică. Ok, asta e pentru armură. Bă, sper să-mi pice ceva OP. Ești la... Ba da, ești la apă, scuze. Mai sunt chipuri care... Beneficiază. Ok, bine, mi-a picat o panoramă. Și asta ai zis că e o dată pe zi, deci... da, puteți să primiți chestiile astea și dacă vă pică ceva bun. Cum ar fi un steak de diamante, Doamne ajută. Un steak de diamante, ești nebun la cap. Ma. Destul de mare, sincer să fiu. Da, chiar că s-a învârtit destul de mult. Așa, bine, mi-a donat acum cineva. Kitu Xenon. Bă, n-am prezentat, mă. Ia, oare pot să-mi pun Kitu Xenon? Nu pot. Sau nu există. Că... Kit Start, Kit... Că văd aici Kitu Xenon, îi... ok. Bun, văd că mi-l-a dat. Bun, deci Kitu Xenon, care a zis că e 5 euro și global. Sau cât? Da, 5 euro, nu? Da, da. Și aveți aici 10 euro. Protection 3, full protection 3. Aveți un arc cu full. Și aveți o sabie cu... Mamă, ce ați făcut aici? Păi, frate, nu te bate nimeni. A, și aveți și meri de astea super OP. Deci nici nu mai zic Kit Xenon. Păi, bagi unde s-a întâlnit, stai și vă ce-ți dă, nu m-am. Poa, Resistant, Regeneration, Absorption, a, frate, e super fucking OP kit ăsta. Mă rog, făinuță chestia asta cu creaturile, chiar e faină. Bun, hai să văd ce mai e pe aici, la secțiuni. Am prezentat asta, Assassin of Lion, aveți și Faction, asta n-am citit. Bun, mă, deci alt, bă, chiar m-ar interesa. S-ar putea să încep o serie de Faction aici. Că m-am săturat de serverele alea, doamne. Cu... Gen aici, dacă e la început, chiar ar vrea să încep o serie pe asta, deci... da, s-ar putea să da. Bun. Aici, la facțiuni, știți cum e, vă dați, vă creați voi Free From PvP and Monsters. Bun. La facțiuni, vă creați voi facțiunea. A, și aici aveți Create. Bun, Warp, bineînțeles. Și avem Warp Create. Crates, pardon, Faction, PvP, Shop Faction și Staff. La Warp PvP pe facțiuni te bați cu alții care da. Nu sunt în echipa, dar bun. Cu alte facțiuni. Cu alte facțiuni și gen... Warp ar veni, Warp de pe Sam, ceva da, și nu, gen, nu poți să... Dacă îi bați, iei itemele, nu? Ar trebui să câștigi teritoriu. Teritoriu. Ar trebui să-ți dea teritoriu. Bă, interesant dacă asta e cu și cu tine. Bă, n-am mai, e interesant. Shop Faction ar fi acolo shop-ul. De fapt, hai să intru la shop. Shop Faction. Așa continuu? Evident, pe ieșire există și kituri de daily și de recrut pentru... Dar asta când o să ieși, o să vezi că există pe perete. Doar ți-am zis ca să fii atent să vezi. Există kituri pentru așa ceva, ele trebuie făcute. Urma să intrăm la ele, cum spuneam, suntem la început. Lol, deci văd că eu ți apă aici. Știu că îți place ploaia, dar... Văd că eu ți apă aici, gen, dacă dai shop faction, nu-i nimică. Și trebuie să dai ce că scrii shop. Bun, deci dacă dai să le shop, e un shop interesant aici. Pur și simplu dai aici ce poți să vinzi și selectezi. Și da, este așa pentru că ne-am gândit să fie disponibil peste tot. Da, asta v-am să întreb, dacă e disponibil. Nu chiar până aici, știi? Deci dacă... Nu e doar regional, să fie până aici ca să... Deci dacă ești acasă pur și simplu, poți să dai, nu? Da, exact, dai shop și ajunge... Foarte tare. Bun, deci ai zis în zona de ieșire, unde fi zona de ieșire? Unde vrei, în ce parte vrei, sunt 4 direcții, unde vrei tu. Ok, și îți apare un stâlp unde... trebuia e să... E un stâlp, e pe exact afară. Stai să-mi dau fly, ca... Da, dă-mi-te pe înapoi, că am căzut din greșeală. Ok. Bun, așa, aici. Da, da, da. Bun, și avem kit daily, stai că n-am permisiune. Nu există kiturile, mapa am băgat-o ieri sau la alte ieri. O să existe, am înțeles, bun. Da, sunt în curs. Da, bun, deci n-am înțeles. Deci aici o să existe. Nu știam de ce dracu credeam că... Bun, băi, interesant. Trebuie să recunosc, interesant. Save them, îmi place că ți apare asta pe ecran. Mai e vreo secțiune?
Nu, am terminat, cred. Ok, bun, hai să Mai mai este prezint build-ul care este offline. informațiile. Bun, deci E, av... și mai este Skywars-ul pe care îl... Da, hai să, bun, să mă duc și la Skyward, unde e Skyward, minigame. Bă, da, care e Skyward de aici? Este o pană în dreapta jos. Gata, am găsit-o. Deschis compasul. Da, gata, am găsit-o. Bun. Ce e asta? Join. Ok, 0 din 8. Bine, nu-i Și nimeni. creativ pe care trebuie să-l... O, să intru și la creativ, da. Bun, aici presupun că o fi arenele, da. Skyward Skiff, Zalmat, bun, hai să intrăm gen aici. Aveți kituri sau gen de-alea? Sau chestii sau... Imediat. Sunt în lobby menu. Dacă îi dai, sunt kituri. Stai un pic, am intrat aici la una de Skyward să văd gen dacă... Ok, aici trebuie să ai 10 de astea ca să poți să cumperi. Ok, v-am și eu să văd dacă aveți chestia asta cu opțiunile, că mi se pare prea fain. Gen să ai jump boost și chestii de astea, pentru că, nu știu, chiar mi se pare super fain să selectezi tu gen cum vrei. Am jucat pe un server, nu mai știu unde, avea opțiuni de astea. Băi, și atâta m-am distramă cu opțiunile astea. E fain rău. Ok, iteme super OP, trebuie să recunosc. Băi, hai să joc una dacă tot sunt aici. Pap, 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 pap. Sunt player sau... Da, joc cu player acum, lol, e... Super. Foarte super. Bun, hai să îi mucificăm pe ăștia. Nu n-o veni aici unde vii. Deci ăsta sunt sigur că o să mă omoare. A, voi aveți perle, mă, mișeilor, mă. Dar presupun că și eu aveam. Nu, n-aveam. Da, nu ai peste tot, dar sunt. Da, mă rog, oricum văd că se... de-astea, zile să le zic. E destul de OP astea. Da, e un pic mai hardcore. Da, păi mi se pare mult mai interesant. Ok, eu votat ăștia pentru jump boost, lol. Nu cred că am făcut. Ok, hai să batem pe băiatul ăsta. Bă, e leacă greu să te bați cu jump boost-ul, că nu trebuie să sari. Bun, l-am mucificat pe unul, vino cu băiatul. Vino și tu, unde ești? Să nu uiți de așa, să nu uiți de perle de pe jos, să-ți partă de ea. Poftim? Zic, era o perlă pe jos pe care cred că i-ai dat de pe cap. Am găsit-o, stai așa. Da, mortu că... Ah, nu cred. Mi-a dat troll. Oh, du-te! Oh, combo! Mai sunt doi, bun. Aveți cumva și de alea sau nu, nu? Stai că l-am auzit pe ăla, nu e nicio problemă. L-ai auzit ca în CS, nu? Da, joc la pași. Opa! Jucă. A, păi ce am făcut? Nu merge. Bă, nu e nicio problemă. Dar poți să-i dai pe picioare dacă nu știu, nu? Da, Da, dar poți nu-l să-i pui la văzusem. picioare. Salut, băiatul. Andrew, ăsta e fondator sau... Nu fondator, moderator sau ce-o fi pe aici? Este moderator, da. Da, că l-am văzut că era prezent pe... Ma, păi ce ai făcut, Andrew? E Pa, pa, compromis. Andrew. Bă, interesant. Păi ce ai făcut, Andrew? Ce ai făcut? Bun, băi, șmecher ăsta cu... Zic, cu... Da, cu opțiunile astea. Ce ziceai că să mai intru pe aici, la ce mai e pe aici? Mai este creativul, care Creativul, este ah. de așteptat ce ar fi în el. Dar ai chiar Yes. măcar să vedem. Hai să vedem ce e în creativ. Deci, Este bine ai venit atribut. la creativ. Mi se pare șmecher chestia asta care ți se rotește așa pe ecran. Bun, slash spawn. Și să vedem. Bun. Nu, este făcut de pe net acesta, nu este luat. Adică e luat. Aha, ok, bun. Fiecare are o parcelă aici și își construiește. Pă, văd aici creații șmecheruțe, dar v-am să te întreb, am mai văzut pe unele servere că cei care construiesc la creativ și fac treabă bună, le poți da tu builder. Da. Se Deci plătesc de builder, sigur. puteți deveni oricând builder dacă aveți talent la construit, bineînțeles, din capul vostru. Dar mă rog, nu știu, un pic inspirat o treabă, nu știu, văd construcții destul de făinicele pe aici, trebuie să recunosc. Deci, uite, așa se poate lua builder pe server, faci și tu o treabă bună. Și da. Alte opțiuni mai sunt pe la, pe la creativ sau doar construiești? Cam asta ar trebui să faci. Două Bine. secunde, te rog să mă scuzi. Bun. Să Mă rog. comunicăm și cu George. Ok, bun.
Da, bineînțeles, asta urma și să fac. Bun, hai să mă uit leacă la informații, bineînțeles, Skype-urile oricum le las în descriere, că așa fac. Forumul, bineînțeles, îl las și pe ăla. Host RAM 16 plus 16, procesor Xeon 3 plus 2. Da, este Ma! un Mamă, ce VPS. rachetă aveți! Da, Mamă! este un VPS. Da, ai putea să te uiți la Don... inventarul din La ce? la hotbar, nu? Hotbar, cred că îi spune. Da, lasă, stai că mă uitam la donații, Paysafe, PayPal, uite, aveți PayPal-ul lui, Virusoft aici, mă rog, și prin Paysafe, oricum o să vă las Skype-urile acolo de obicei, mă rog. Donații, bun, Flyer 2 euro, astea sunt toate globale, bun, Da. Helper 3 euro, Legend 5 euro, VIP 4 euro, Moderator 8 euro, Admin 10 euro, mâncați-a și Operator 20, păi care e diferența dintre Admin și Operator? Adminul n-are OP. Ah, ok, bun. Operatorul YouTube, este păi trebuie să primesc grad de YouTuber atunci. Deci trebuie să aveți 150 subs să primiți grad de YouTube, făinuți și ultimul grad Xenon. 10 euro, jucării. Vedeți că trebuie să spun, ați uitat unii la jucăriile da, alea. se întâmplă. Nu e nicio Mă, problemă, așa, le și la facem. pălării, bineînțeles. Bun, hai să vedem. Deci pot să-mi aleg eu o pălărie Angel. Am mai văzut chestia asta. Hamburger și îmi pune de asta de hamburger. Băi, e fain că pot să-ți customizez așa. Armuri. Hai să zicem că îmi pun de asta. Și mi-am pus. Hai să mă fac eu așa. Hai să văd jucările astea pe aici. Explosive Bow Gadget. Așa s-a smoca. Da, LOL, pe Hypixel să ai atâtea să le câștigi și aici smoca. Șmecher, așa trebuie să recunosc. Și ce mai e? Taguri, pe armură cu... pagini, testezi pe pagini, sunt mai multe pagini, de exemplu la armă. La armuri, mai multe pagini. Da, dacă te uiți în partea de jos, ai acel bloc Next page, de next roșii page. și ai niște săgeți. Da, asta. Poți să Mamă, mâncați ce e aici cu câte pagini să n-am parte. LOL, aveți, imaginați, băieți. Particule și să zicem că îmi pun particule de astea, circle. Ați dat lovitura, deci m-ați câștigat cu chestiile astea. Atâtea particule în atâtea moduri random. No, mi se pare genială treaba asta. Da, bă. Cam asta a fost prezentarea la serverul ăsta, la xenon.minecraft.romania.ro. Toate informațiile în descriere. Am fost alături de Alex și, bineînțeles, de George, care... Na, au fost alături spiritual de noi, cu vocea nu prea, cine? și George, care e aici Cu de, tot cu sufletul. cu toți și cu bun, da bă, pe data viitoare, IP-ul tot în descriere și pe ecran și vă pupă, hai salut și tu, e drăguț, Salut, salut, seara faină. pa, pa.